Filmez acum. Suntem pregătiți pentru 3 zile de istorie. 3 zile de întoarcere în timp. 3 zile de glorie antică la Tomis. Și n-am să întârzi mult, pentru că a sosit vremea. Vom deschide împreună acest festival, vom aprinde împreună flacăra cetății Tomis. Dar Regina Tomiris vă invită timp de 3 zile, de astăzi și până duminică, în Parcul Tăbăcărie Constanța, acolo unde vă așteptăm, cu demonstrații militare, cu reconstituirea bătăliilor istorice, cu ateliere de reconstituire istorică, de gastronomie, demonstrații pentru copii, vă așteptăm pe toți! Militez! Region Decima Claudia! Dacia! S-a aprins flacăra cetății antice Tomis. Lansăm oficial festivalul Antic Tomis și voi spune împreună cu toți dacii și romanii: Viva Tomis! Viva Tomis! Viva Tomis! Cincea ediție a festivalului Antic Tomis, acest eveniment pe care noi îl considerăm cel mai așteptat eveniment istoric al Constanței, cel mai iubit eveniment pentru noi, pentru tomitani, pentru constanțeni, dar și pentru turiștii noștri. Anul cu numărul 5, o ediție jubiliară, din nou daci, romani, gladiatori, cei care timp de 3 zile vor oferi o lecție de istorie pentru constanțeni, pentru turiștii noștri. Taberele de reconstituire istorică, parade militare, exerciții militare, reconstituirea bătăliilor istorice și, desigur, foarte multă istorie, activități pentru copii, parada antică în stațiunea Mamaia sâmbătă seara, piesă de teatru antic și foarte, foarte multă istorie. O lecție de cultură de care orașul Constanța are nevoie și de care turismul Constanței are mare nevoie. Suntem mândri să fim din nou alături, împreună cu cele mai mari asociații de reconstituire istorică din România, în a 5-a ediție a Festivalului Antic la Tomis. Lucruri practice, da? Zilele astea. Da, la ora, din câte știu, după ora 17, nu, ajungem în tabără, undeva pe la 19 o să fie o mare bătălie, reconstituirea unei bătălii dintre geți, daci și romani. Am construit și o palisadă, un fel de mini cetate acolo, în Parcul Tăbăcăriei. Deci va ieși un spectacol frumos, cum a fost în fiecare an aici, la Tomis. Deci invităm pe toată lumea care încă este acasă sau prin fața televizorilor să vină să ne vadă, să observe, să... Încă nu știu, culmea, încă nu știu scenariul. E greu
să fii, da? Da, e greu, am ceva la, cred că vreo 30 de kilograme pe mine, fără scut. Deci nu e ușor, vă dați seama. Să mergeți în căldură, plin de armuri, coifuri. Dar o facem din pasiune, o facem pentru că ne iubim strămoșii noștri, ne iubim tradiția și istoria noastră. Și cred că este un punct important pe care ar trebui să ne axăm mai mult noi românii ca popor. E greu? Echipamentul, costumul, interpretarea, toate astea? E greu, dar te obișnuiești. Cam un echipament de legionă romană are 10 kg, o hamata, o armonizare 12 kg, poate să ajungeți până la 18 dacă restul pe ea. De câți ani dumneavoastră faceți treaba asta? E al patrulea an. 4 ani de muncă, echipament complet făcut de noi, arme, da. E o pasiune frumoasă, multă muncă, dacă îți place, merită. Amenințării arcașilor, sau mai degrabă arcașelor dace, romanii fac formația lor scut lângă scut numită testudo, adică cochilie de broască țestoasă.